Forțele de ordine au intervenit în perioada 30-11-3-12-2023 cu ocazia mini-vacanței de 1 decembrie la manifestările militare, religioase și cultural-artistice organizate în județ. Peste 1000 de polițiști prahoveni au acționat permanent în teren. Polițiști de ordine publică și rutieră, dar și din cadrul altor structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, au asigurat o prezență vizibilă atât în cadrul evenimentelor din județ din data de 1 decembrie și nu numai, acționând în cele 4 zile pentru prevenirea oricăror incidente antisociale, răspunzând prompt la toate solicitările care s-au aflat în competența de gestionare a poliției. Aproape 350 de jandarmi prahoveni au fost prezenți pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică. În plus, în urma apelurilor la 112, jandarmii prahoveni au fost solicitați să intervină în 6 cazuri privind prezența unor animale periculoase. Totodată, în cooperare cu poliția, dar și prin patrule de jandarmi, efective de aici de Prahova au fost angrenate în peste 100 de acțiuni de menținere a ordinii publice. Colegii noștri au fost la datorie și în zona stațiunilor montane, dar și pe traseele turistice din munții Buceci și Ciucaș. În intervalul menționat, jandarmii au acționat inclusiv pentru combaterea faptelor antisociale, de natură penală sau contravențională, activități în urma cărora au fost aplicate 54 de avertismente scrise și amenzi în valoare totală de 7.500 de lei. La datorie au fost și angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova. De pe teren nu au lipsit nici cei de la Agenția Națională Antidrog.